În vârstă de 20 de ani, Popadiuc a început fotbalul la juniorii cetății Suceava, după care a continuat la Sporting Suceava, având-i ca antrenori în acest timp pe Radu Cașuba și Cornel Dârman. Popadiuc era un copil puțin mofturos, dar foarte talentat. Jucam cu el în bandă pentru că avea o viteză foarte bună. A fost unul dintre vârfurile generației din 95. La un turneu național desfășurat la Sighet am terminat pe locul 2, iar Doru a fost golgheterul întrecerii. Din acel moment a început ascensiunea sa. Sper ca plecarea lui la Steaua să fie de bună augur, să aibă noroc și să prindă prima echipă cât mai repede, a mărturisit Cornel Dârman. În 2009, Popadiuc a lăsat Suceava pentru Piatra Neamț. 4 ani mai târziu, în iulie 2013, mijlocașul sucevean a debutat în Liga 1 chiar într-un meci pe terenul Stelei, încheiat cu scorul de 2-1. Au urmat alte 46 de prezențe în prima ligă, timp în care a marcat un gol. Popadiuc are și 5 prezențe la reprezentativa de tineret a României. Toate aceste aspecte au atras atenția clubului Steaua București. Gigi Becali urmează să îl ia pe mijlocașul sucevean de la Ceahlăul la pachet cu Chitoșcă și Ștefănescu, în schimbul sumei de 120.000 de euro. Până nu semnăm, nu putem să spunem nimic, dar vă dați seama că noi ne-am dorit să se realizeze acest transfer. Personal, nu am vorbit cu nimeni din conducerea Stelei, este o onoare și un privilegiu ca un club ca Steaua să fie interesat de noi. Sperăm să semnăm cu ei, a declarat Doru Popadiuc la sport.ro.